fianței de România și pe prințul Banatului în avionul care venea de la Milano-Bergamo spre România. Și cum erau? Păreau foarte apropiat. Mi-a atras atenția faptul că erau cu Cristian Lizescu și cu mai mulți băieți care păreau a fi lăutați. Pare incredibil și totuși tânăra susține cu tărie că Beyoncé de România și prințul Banatului s-au întors de la Milano împreună pe 20 octombrie anul trecut, la ceva vreme după ce blonda s-a cuplat cu Nicolae Guță. În momentul în care ne-am urcat în autobuzul care ia pasagerii de la avion și duce în aeroport, erau foarte apropiați și ei stăteau în brațe, se sărutau, ceea ce m-a făcut să cred că sunt împreună. Eu nu știam că el este căsătorit. În momentul în care stăteam și așteptam bagajele, ea stătea în brațele lui, se sărutau, vorbeau, se țineau de mână, au plecat împreună cu bagajele de la aeroport. Și în avion cum s-au comportat? În avion nu mi-au atras atenția, mi-au atras atenția mai mult lăutarii și Cristian Lizescu, pentru că se dădeau un spectacol, făceau gălăgie, consumau băuturi alcoolice.